Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Invitatul nostru de astăzi este domnul Dragomir Tomaszewski, prim vicepreședinte al Organizației Municipale Iași a PNL. Bună ziua, domnul Tomaszewski, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bună ziua telespectatorilor TV Live. PNL-ul este în prag de schimbare, cel puțin așa arată ultimile frământări din cadrul Organizației Județene. Vorbim aici despre o demisie a domnului Marius Bodea, despre numirea unui președinte interimar și despre numirea unui supervisor, dacă am putea să-i spunem așa. Acestea sunt deciziile politice luate de conducerea națională a Partidului Național Liberal în biroul politic național. Sunt decizii considerate normale de membrii de partid, pentru că aceasta a fost strategia și încă de la începutul fuziunii dintre vechile partide s-a hotărât ca alegerile să fie făcute în 2017. Este drept că au mai fost filiale și chiar acum în București, la sectoare, se desfășoară alegeri parțiale, dar, repet, sunt situații punctuale. Noi la Iași trebuie să fim suficient de inteligenți și de pregătiți pentru alegerile parlamentare. Domnul Tomaszewski, ce spuneți dumneavoastră acum cam nu prea se potrivește cu situația din organizația PNL județeană, nu? Există o persoană numită de centru sau biroul politic permanent, cum vreți să-i spuneți, național, care supervizează ceea ce se întâmplă în organizația județeană Iași, iar el nu este din Iași. De ce se întâmplă astfel de lucruri acum în organizația PNL Iași? Pentru că PNL Iași nu a performat la alegerile locale și deputatul Bălan, la care vă referiți, este desemnat de conducerea PNL, pentru că în Suceava și în colegiul lui, chiar și la aceste alegeri locale, a obținut 70%. Bun. Cineva care are această cifră, acest rezultat extraordinar, cu siguranță are ce să ne învețe pe noi, cei de aici. Știți cum sună chestia asta? Vine cineva de la Suceava care este peste la toți cei din Iași. Cu alte cuvinte, organizația județeană Iași cam la coadă, nu? Dacă trebuie să fie numit cineva de la Suceava, într-adevăr, este scorul respectiv. Dar chiar dumnealui este mai bun decât tot ce înseamnă PNL Iași? Scorurile electorale obținute la Suceava și... S-a făcut o analiză la nivelul organizației județene Iași PNL. De ce s-a înregistrat acest scor relativ mic la alegerile locale? S-a făcut o analiză pertinentă. Dom'le, de ce? Cum am ajuns în situația asta? Din câte știu, discuții au fost. Nu știu dacă s-a făcut tocmai o analiză completă pentru a se vedea de ce cifrele din dreptul PNL Iași au fost cum au fost la alegerile locale din iunie, pentru că, așa cum ați văzut, fuziunea a mers bine la Iași. Dintre vechile partide, vorbim de cele trei în cazul Forța nostru. Forța Civică, Partidul Democrat Liberal și Partidul Național Liberal. Și PNL. Într-un partid, să știți că lucrurile nu se întâmplă mereu cum și-ar dori unii sau alții. Însă disciplina de partid și adeziunea pe care de bună voie am dat-o Partidului Național Liberal ne face să respectăm unele hotărâri luate de către București sau mai puțin luate de către București în detrimentul organizației județene Iași, pentru că supravegherea de către
cineva nu prea este înghițită de către mea. Adică, domnule, bun, haideți să... Nu suntem într-o firmă privată care să facă... Nu, dar este într-o, suntem într-un partid democrat, nu? În care fiecare poate să-și exprime părerea. Haideți să vă întreb un lucru, pentru că stăteam aici de vorbă în cadrul aceeași emisiuni, în urmă cu câteva ediții, și cu reprezentanți din partea Partidului Social Democrat și cu reprezentanți de la alte partide. Pe scena politică s-au petrecut câteva mișcări. A fost acea lovitură de imagine pe care Partidul Mișcarea Populară, prin președintele Traian Băsescu, a reușit să o dea prin fuziunea, prin absorpție cu UNPR-ul, și pentru simplu motiv că totdeauna domnul Traian Băsescu a spus că vrea să devină a doua forță politică din România, iată că săptămâna trecută s-a semnat un protocol cu o organizație a operatorilor de transport autorizați din România. Un protocol în care se susțin pe anumite acțiuni comune. Lucrul acesta a întărit PMP-ul. La ora actuală, dacă ar fi, analiștii politici spun că sunt a treia forță politică. Partidul Social Democrat, PNL-ul și PMP-ul. Este PNL-ul pregătit să facă față unei competiții la ora actuală cu un partid care nu are oareși ce vechime, cum are PNL-ul? Îmi place să cred că este pregătit, pentru că în PNL sunt oameni de calitate, oameni care pot face performanță și unii dintre ei au și dovedit-o. Vă rog să nu mă puneți să comentez acțiunile celor de la, nu vreau, de la PMP. Nu. Deci nu să comentați acțiunile Partidului Mișcarea Populară. Eu v-am expus tabloul, pentru că PMP-ul acum se află pe un trend ascendent, în condițiile în care demisia domnului Marius Bodea a făcut ca imaginea PNL-ului să aibă puțin de suferit. Mai ales că nu prea a explicat-o. Deci este PMP-ul pe trend ascendent, PNL-ul puțin aveți o cercetare sociologică în acest sens? Nu, sunt acei analiști politici locali care au susținut, domnule, pe cele două mișcări cam așa arată. Sunt părerile lor, cifrele adevărate se văd la alegeri. Și știm. Bun, dacă ar fi să discutăm așa înainte de alegerile locale, erau niște sondaje de opinie pe care s-a basat și Partidul Național Liberal și celelalte partide. La alegeri s-a dovedit că așteptările Partidului Național Liberal nu au fost pe măsura sondajelor. Acestea au fost rezultatele și Victor Ponta se vedea președintele României și... Mai știm și pe altcineva care s-a văzut președintele României. Sigur. Și chiar striga de bucurie. Bun. Ajungând la apropierea alegerilor, care este ținta pe care Organizația Județeană a Partidului Național Liberal și-a propus-o pentru alegerile parlamentare din această toamnă? Cifra de ținta. Ținta, nu știu dacă în biroul județean s-a pronunțat o asemenea țintă. Mai înainte mi-a spus că nu știți dacă s-a făcut o analiză. Acum îmi spuneți că nu știți dacă în biroul permanent județean sunteți cumva exclus din, nu mai sunteți prim vicepreședinte la organizația municipală? Din punct de vedere statutar, sunt membru în biroul permanent național, birou politic național și în organizația municipală prim vicepreședinte, pentru că aceasta a fost din nou decizia partidului. Candidatul la primărie a devenit președintele organizației municipale și foștii copreședinți au devenit prim vicepreședinți. Bun. Și nu știți ce și-a propus organizația județeană Iași pentru alegerile parlamentare? Nu s-a discutat? La alegerile parlamentare, evident că ne propunem să avem un scor mult mai bun decât cel din iunie. Sunt de altfel alegeri cu un alt tipic, este altă situație, dar îmi place să cred că vom avea un scor mai bun și cei de la PSD nu vor mai fi atât de fericiți cum au fost după alegerile din iunie. Da, după alegerile din iunie la nivelul județului, și vorbim la nivelul județului Iași, adică nu, pe plan național deocamdată se întâmplă mai mult. La nivelul județului Iași, Partidul Social Democrat a dat lovitura, cum se spune. Și la municipiul Iași, și în județ, și în celelalte
Este un lucru care mă doare da, foarte, trebuie să recunoașteți mult. Pentru că cifrele, rezultatele discută și atunci dacă ar fi să se respecte acest procent pentru alegerile parlamentare din toamnă, județul Iași are 12 deputați, 5 senatori, păi cam 6 locuri pentru deputați, PSD-ul le ia și undeva 2 locuri de senator. Înseamnă că Partidul Național Liberal, împreună cu Partidul Mișcarea Populară și cu celelalte formațiuni politice, rămân să se bată pe acele alte 6 locuri de deputați și 3 locuri de senator. Trăim într-o democrație și aritmetica este aceeași. Evident că PNL este partidul cel mai mare și cel mai serios de pe partea dreaptă a plajei politice. Și dacă vom juca corect, eficient, vom avea un contact sănătos cu oamenii, cu cetățenii, vom avea scorul pe care îl vizăm. Bun, ați spus că sunteți în biroul politic național. Sunt convins că la București s-au discutat despre alegerile locale, despre ce va trebui făcut până în toamnă. Partidul Social Democrat a făcut o alianță aici, la nivelul Iașului, vorbesc, o alianță cu ALDE. De partea cealaltă, Partidul Mișcarea Populară, ați văzut, a înghițit un EPR-ul și Partidul Național Liberal are în vedere vreo alianță, vreo mișcare în acest sens să atragă de partea lui vreo formațiune politică? Dorința mea ar fi să avem înțelegeri cu alte partide împotriva celor de la PSD. De altfel, mi-este bine cunoscută dorința de depesedizare pe care am clamat-o de atâtea ori. Dar luați acest lucru ca o poziție personală, pentru că nu există o hotărâre în partid în acest sens. Dar cred că ar fi utilă o asemenea înțelegere minimală împotriva Partidului Social Democrat. Ar însemna că acum Partidul Național Liberal să meargă la negocieri cu Partidul Mișcarea Populară. La nivelul Iașului cam nu prea mai aveți cu cine să mai... Mai sunt încă forțe, se formează acum, se naște USR-ul. Da, bun, s-a născut USR-ul, este și la Iași, da, asta am uitat să amintim, faptul că consilierul nostru independent, că putem să-i spunem consilierul nostru fiind aleșenilor, nu care cumva să înțelegeți altceva, da, este în Uniunea Salvați România. Nu știu dacă vor face o figură prea frumoasă la alegerile generale. Într-adevăr, la București, la nivelul municipiului București, s-a simțit. USB-ul a demonstrat că se poate. Nu știu dacă poate să facă același lucru și la nivel național. Bun, există, deci, nu, PNL-ul presupun că a lăsat poarta deschisă negocierilor. Inclusiv cu Partidul Mișcarea Populară. Au aceleași poziții în Consiliul Local și consilierii PNL și domnul Postolache. Este o înțelegere, poate este mult spus, dar în mod clar s-au poziționat împotriva politicii celor de la PSD. A spus că depesederizarea, pe care este un punct de vedere propriu, dar de asta vreau să vă întreb, pentru că trebuie să amintim de struțul cămila aia anumită USL, în care PNL-ul a mers cu PSD-ul, indiferent ce. Așa a fost istoria. Atunci s-a făcut USL-ul împotriva lui Traian Băsescu. S-a depășit momentul, au fost asperități în noul mare Partid Național Liberal. Două săbi puternice în cap în aceeași teacă. Să știți că au fost depășite aceste asperități. Așa a fost să fie. Important este să învățăm cu toții din aceste accidente istorice. Haideți să o ultimă întrebare și v-aș ruga să-mi răspundeți pe scurt. Credeți că membrii PNL, foști PDL, vor migra în această perioadă către Partidul Mișcarea Populară? Nu vor migra,
dacă Partidul Național Liberal va face ceea ce trebuie, va lucra corect, deschis și va da dovadă de deschidere. Am înțeles. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Dezbaterea Zilei. Partidul Național Liberal este un partid în care se petrec multe schimbări, să sperăm că ele vor avea un final cât mai repede, pentru că se apropie alegerile parlamentare. Până data viitoare, cele bune! La revedere!